sunt 52 de minute. Mai aștept câteva minute, da? Cam începe, da? Bună ziua! Mulțumim tuturor participanților pentru conectare la eveniment. Stimată audiență, cu deosebită plăcere vă salutăm la evenimentul Casei Naționale de Asigurări Sociale și a programului USAID Reforme Structurare în Moldova. Suntem la evenimentul de lansare a versiunii 2 a sistemului informațional AccessPass, care este un sistem informațional îmbunătățit. Deci, pilonul principal al reformei sistemului de pensii în Republica Moldova a fost instituirea Registrului de Stat al Evidenței Individuale a Contribuțiilor. Informația din registru a reformat foarte multe procese care se desfășoară în cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale. Astăzi, toate prestațiile de asigurări sociale se calculează în baza datelor, se stabilesc în baza datelor care sunt stocate la contul personal de asigurări sociale. Pentru a face accesibilă pentru persoanele asigurate și persoanele juridice informația din registru, Casa Națională a avut o idee de crearea accesului nelimitat a persoanelor asigurate la datele din contul personal, ceea ce s-a realizat în anul 2010 cu suportul proiectului USAID BSTAR. Realizarea dată a fost un pas modern de acordare serviciilor publice și a fost chiar și o bună practică pentru alte țări din regiune. Astfel, sistemul garantează transmiterea confidențială a informației din contul personal de asigurări sociale către destinatar. Totuși, în acest an am ajuns la necesitatea modificării sistemului informațional de acces la contul personal de asigurări sociale, unde, la fel, programul USAID Reforme Structurare în Moldova ne-a acordat suport operativ și necondiționat, chiar și în condițiile specifice ale anului curent de distanțare și izolare. Aducem mulțumiri programului USAID că au contribuit la crearea unui sistem de asigurări sociale modern, transparent, orientat spre necesitățile participanților la sistem. Deci, stimată audiență, ne face o deosebită plăcere să salutăm prezența la eveniment, la evenimentul nostru, a doamnei Nelea Rusu, secretar de stat în domeniul asigurărilor sociale și medicale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și a domnului John Riordan, director adjunct USAID Moldova. Deci, doamna Nelea Rusu, vă oferim, aveți posibilitatea să acordați un mesaj de salut. Mulțumesc foarte mult, doamna Suruceanu, stimată doamna director Elena Țăbârnă, stimate domnule director John Riordan, dragi colegi, onorată audiență, vă salut și eu la rândul meu în cadrul acestui eveniment important de lansare a versiunii reînnoite a sistemului informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale, și anume acces la contul personal de asigurări sociale, mai performant, mai transparent. Țin să menționez că sistemul informațional acces CPAS a fost lansat în anul 2010 și deja a fost demonstrată viabilitatea acestuia și disponibilitatea persoanelor asigurate de a utiliza metode moderne de accesare a datelor din contul personal, întrucât astăzi avem deja peste 500.000 de persoane care dețin parola de acces la contul personal de asigurări sociale, astfel putând, deci, aceste persoane pot verifica situația din contul de asigurări sociale, evitând și munca informală.
Lansarea acestui nou sistem informațional îmbunătățit în partea accesului la datele din contul personal va soluționa și problema accesului limitat sau insuficient al agentului economic sau a persoanelor asigurate la datele din conturile persoanelor angajate. Astfel, conchidem că principalul beneficiar al sistemului îmbunătățit este de fapt întreaga societate. Agenții economici și cetățenii țării urmează să beneficieze de servicii calitative, operative și transparente. Actualmente, țin să menționez că toate prestațiile de asigurări sociale, în baza reformelor operate pe parcursul anilor, se calculează în baza datelor din contul personal de asigurări sociale. Urmărind datele acumulate la contul personal de asigurări sociale, cetățenii țării se informează asupra faptul onorării obligațiunii angajatorilor față de bugetul asigurărilor sociale de stat, ori declararea îndeplinătate a veniturilor din care se rețin contribuții de asigurări sociale determină și mărimea viitoarelor prestații. Pe această cale țin să aduc mulțumire programului SAID Reforme Structurare în Republica Moldova pentru acest suport important acordat în scopul elaborării unei soluții moderne de furnizare a informațiilor din Registrul de Stat al Evidenței Individuale către persoanele asigurate și către agenții economici prin intermediul serviciilor web și totodată este necesar să avem această platformă modernizată, fiindcă în condițiile ritmurilor actuale de activitate este insuficientă utilizarea metodelor tradiționale de schimb de informații, fiind necesară comunicare eficientă între principalii participanți la sistemul asigurărilor sociale, angajatorii pe de o parte și persoanele asigurate pe de altă parte. Și respectiv, considerăm că accesul online autorizat al persoanelor asigurate la conturile sale curente este o soluție care garantează transmiterea confidențială a extrasului din contul curent către destinatar. Succes în prezentarea acestui sistem, dar și mai important în exploatarea acestuia spre satisfacția participanților la sistemul de asigurări sociale și cel mai important a beneficiarilor. Eu vă doresc o zi frumoasă, dragi colegi, și succese! Vă mulțumim, doamna secretar de stat, și în continuare un mesaj de salut vine domnul John Riordan, director adjunct al USAID Moldova. Poftim, domnule. Bună dimineața! Bună dimineața! Dear Madam Secretary of State Russo, dear Director Saibărâna, dear guests, ladies and gentlemen. Doamnă secretară de stat, stimate audiențe, doamnelor și domnilor. We're here today for the official rollout of Moldova's CEPAS system for KNAS, which was developed in cooperation with USAID's Moldova Structural Reform Program. Suntem astăzi la lansarea programului Acces CPAS al CNAS-ului, care a fost lansat împreună și în cooperare cu programul reforme structurale în Moldova al USAID. CEPAS is a system that will allow all Moldovans to easily go online and review their social security information. Acest sistem vă dă posibilitatea și asigură oportunitatea tuturor beneficiarilor, angajaților și angajatorilor, spunem așa, din Republica Moldova, să aibă acces direct la conturile lor personale care le vor permite vizualizarea informației solicitate. As of 10 years ago, Moldovan citizens had no access to this information. In 2010, USAID helped CNAS develop a simple system for allowing online access to social security information. Considerând faptul că 10 ani în urmă în Republica Moldova nu exista așa acces de către persoanele fizice la conturile din asigurările sociale, s-a ajuns astăzi aici, în 2020, când cu suportul programului Reforme Structurale în Moldova, beneficiarii și CNAS dețin deja o posibilitate de a accesa rapid și ușor un program care le oferă acces la datele solicitate. Citizens can go online and review their account, confirming that payments have been made and that they were in good standing. Populația are posibilitatea de a accesa online conturile lor personale pentru a se asigura de faptul că plățile lor au fost efectuate corect și nu au datorii față de buget. This was a great advance. However, it had some limitations.
Este un pas important înainte, dar oricum mai sunt și careva limitări. With the advancement of technology and as more people embrace digital tools, the online access to this important information had to be upgraded. Atâta timp cât volumul de informații și accesul oamenilor la soluțiile digitale online crește în permanență, se impune și necesitatea în permanentă a dezvoltării și menținerii actualizării acestor programe utilizate. This new system, developed and implemented with USAID support, will be available to everyone through the MPAS accounts. Acest sistem, care a fost elaborat cu susținerea și cu suportul USAID-ului, permite accesul beneficiarilor la conturile lor personale sociale. It will appear as a new link in the account and will give immediate access to data updated in real time. Deci, la moment se presupune posibilitatea accesării rapide și imediate online a informațiilor sau posibilităților care va permite aplicanților să acceseze imediat informația dorită. USAID is proud to acknowledge that now almost 1 million Moldovans will be able to see their social security information via their MPAS accounts. USAID se bucură de faptul că la moment a oferit posibilitatea la 1 milion de locatari ai Republicii Moldova să acceseze conturile personale de la Casa Națională de Asigurări Sociale. It will be particularly useful to older Moldovans who are approaching their retirement age, as well as to pensioners and disability benefit users that can now check their pensions and payments are calculated correctly. În special, această oportunitate vine în suportul persoanelor în etate sau celor care se apropie de vârsta de pensionare, atâta timp cât oferă persoanelor solicitante să acceseze datele cu informare cu referitoare la pensiile și plățile care vor fi referitoare la această solicitare. The new system also contributes to government transparency and accountability. It has an anti-corruption aspect, preventing possibilities to commit social security fraud. În același timp, sistemul oferă o transparență și o credibilitate mai mare a populației față de serviciile guvernamentale și publice, atâta timp cât reduce birocrația și sporește transparența acestora. This system is one of many digital tools that USAID is helping the Moldovan government to embrace. Acest sistem este unul din mai multele oportunități de sisteme și de instrumente tehnologice care sunt dezvoltate cu suportul USAID-ului în favoarea și în beneficiul populației de Republica Moldova. USAID looks forward to working with our Moldovan partners and citizens on a whole range of structural reforms, making life easier for businesses and ordinary citizens. USAID este alături de populația și serviciile guvernamentale ale Republicii Moldova în efortul deplin și comun de a ușura viața populației în general. Thank you very much for joining us today. I hope you'll find the presentation interesting and that it will lead to a fruitful discussion. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la evenimentul de astăzi și sper că prezentarea care va urma va aduce informații noi și va genera discuții eficiente. Mulțumesc frumos! Vă mulțumim, domnule director adjunct. Deci, în continuare, cu mesaje introductive, vor veni domnul Douglas Muir, director de program, programul USAID Reforme Structurale în Moldova, și doamna Elena Țibârnă, director general al Casei Naționale de Asigurări Sociale. Good morning, dear friends. Bună dimineața, stimați prieteni! Others have described the system. So I instead will tell a brief historical anecdote. Ține de alte persoane să descrie sau să vină cu descriere mai amănunțită a sistemului. Din partea mea voi spune câteva cuvinte despre istoria care stă în spatele acestui sistem. 10 years ago I was chief of party of the BizTAR project, which began this system. 10 ani în urmă am fost directorul programului BizTAR, este programul care de fapt a început lucrul asupra acestui sistem. And when we began the system, we thought perhaps a few thousand people might use it. Atunci când am început lucrul, am gândit că eventual ar fi câteva mii de persoane care ar beneficia de această soluție.
We were wrong. Nu am avut dreptate. In the first 60 days, more than 30,000 people wanted to go online and check their social security data. Am avut perioada de primele 60 de zile în care s-au atestat peste 60.000 de persoane care au solicitat accesul lor pentru a verifica și a-și vedea datele din conturile personale. So CNAS encountered a problem. Deci, de fapt, a fost CNAS cel, persoana care s-a confruntat cu problema dată. To get the password for your account, CNAS had to mail the password to you in a physical envelope. Deci, pentru a primi codul de acces la contul dumneavoastră personal, CNAS trebuie să vă transmită în mod fizic, în plic, codul de acces. They didn't have enough envelopes. De parolă. Deci, la moment, situația era că CNAS-ul nu aveau aceste plicuri. So we procured 50,000 envelopes for CNAS. Ceea ce am făcut noi, am cumpărat 50.000 de plicuri pentru CNAS. These were special envelopes with the little plastic window. Au fost acele plicuri mici pe atunci care aveau asupra lor acele ferestruci de plastic. It cost 30,000 lei for 50,000 envelopes. A costat 30.000 de lei pentru 50.000 de plicuri. And then I came to the CNAS office to see how were you using our procurement. Apoi am făcut o vizită la CNAS pentru a vedea cum se folosește sau cum este pusă în aplicare achiziția noastră. And here was a table with two CNAS employees. Era o masă la care erau doi angajați a CNAS-ului. And a big pile of papers. Cu mormane de hârtie alături. And a big pile of envelopes. Și în partea cealaltă mormanul de plicuri. Putting the papers in the envelopes. Ce făceau oamenii? Puneau hârtiile în plicuri. In 2011, this was a great success. În 2011, de fapt, era un succes. But technology has advanced and CNAS employees should not have to spend their time stuffing envelopes. Or de atunci, tehnologiile s-au dezvoltat rapid și nu este cazul ca acum angajații CNAS-ului să fie puși în situația să stea la masă să pună ceva în plicuri. So, I'm very proud and very happy to have been at the beginning of this and now, years later, at its successful completion and launch. Deci, de fapt, îmi face o bucurie imensă să mă aflu aici, fiind prezent și atunci când s-a început intenția și, și acum când s-a ajuns la o variantă modernă. So thank you, friends at CNAS, for your continued hard work on this. Așa că, stimați colegi de la CNAS, vă mulțumesc pentru lucrul dumneavoastră continuu, foarte eficient și productiv. And I hope that 10 years from now, some other USAID chief of party will be able to help you with the next thing, whatever that is. Și sper că peste 10 ani de acum încolo va fi altă persoană, alt director al unui proiect USAID-ului care vă va ajuta cu alte soluții de moment. Okay. Mulțumim, domnule director de program. Și acum vine cu un mesaj introductiv doamna director general al Casei Naționale, doamna Elena Țăbârnă. Vă rog, doamna director. Bună ziua, vă spun și eu, onorată asistență. De curând, sistemul public de asigurări sociale a împlinit circa 20 de ani de când el este creat și pe parcursul acestor ani mereu am avut ca obiectiv să gestionăm transparent și eficient mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, care sunt formate din contribuțiile persoanelor asigurate. Importanța sistemului public de asigurări sociale este determinată prin faptul că orice prestație care este finanțată din bugetul de asigurări depinde de contribuțiile pe care persoana le achită în bugetul de asigurări sociale de stat. De obicei, din practica pe care noi o vedem, cetățenii își pun întrebarea despre contribuțiile achitate doar în momentul când își stabilesc o prestație sau o pensie. Și Casa Națională, fiind instituția responsabilă de acest domeniu, are obligația să ofere cetățeanului o informație amplă, transparentă și corectă privind contribuțiile pe care le achită angajatorul și pe care le achită persoana din salariul obținut. Și astfel ne-am dorit ca procesul de stabilire a prestațiilor prin sistemul informațional acces CPAS să aibă un contur mai transparent.
Transparența în gestionarea sistemului public a pornit de la faptul că am instituit Registrul de Stat al Evidenței Individuale, am atribuit fiecărei persoane un cod personal de asigurări sociale și ne-am dorit ca în baza codului persoana să obțină și o informație din acest cont de asigurări sociale. Astfel, în anul 2020, cu o soluție după opinia noastră ideală, a venit partenerii noștri, programul IOST-IT Moldova, care a creat acces CPAS, astfel ca persoana online vizualizează informația din contul personal, care conține informația despre contribuțiile, despre perioada asigurată. Mai nou, pe parcursul acestor ani, din 2010 până în curent, noi am venit cu completări la acest cont, unde am integrat și prestațiile de asigurări sociale pe care le primește persoana și mai nou activitatea realizată de persoană până la 1 ianuarie 1999. Soluția de accesare digitală online, după părerea noastră, este o accesare transparentă și este disponibilă pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Dar odată cu modernizarea serviciilor pe care le prestează Casa Națională și adaptarea sistemelor informaționale la noile tehnologii din domeniul tehnologiei informației, CNAS și-a dorit să dezvolte în continuu acest segment, mă refer la acces CPAS, și ca de fiecare dată am solicitat suportul partenerilor noștri, care mereu au venit cu sprijin către Casa Națională de Asigurări Sociale și respectiv programul IOSID Moldova a venit iarăși cu o soluție de a moderniza serviciul acces CPAS. Astăzi, de comun cu partenerii noștri, lansăm o versiune nouă a sistemului informatic acces CPAS, care cu siguranță va fi la fel una de succes cum a fost și până în prezent. Respectiv ne dorim la tot succes și să vedem prezentarea doamnei Sorocean deja a sistemului informațional acces CPAS. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna director general, și acum voi încerca să fac o succintă prezentare a sistemului informațional de acces la contul personal îmbunătățită, deci care este lansată cu data de astăzi. Deci, sistemul informațional de acces la contul personal, versiunea 2. Deci, după cum s-a mai menționat, prima versiune a sistemului a fost lansată la data de 16 martie 2010 cu suportul proiectului USID Bistar. Și actualmente peste 500.000 de persoane asigurate deja dețin parola de acces la contul personal de asigurări sociale prin intermediul sistemului respectiv. Deci mai mult de 500.000 de persoane asigurate au calitatea de utilizator al sistemului. Totuși, în ultimii ani, utilizatorii au întâmpinat unele dificultăți de ordin tehnic la accesarea sistemului, din motivul că tehnologiile utilizate la dezvoltarea lui deja nu se mențineau în ultimele versiuni ale web-navigatoarelor. Deci, cu suportul programului USID Reforme Structurale în Moldova, a fost dezvoltată versiunea 2. În sistemul actual, angajații, mă refer la persoanele asigurate, pe cum și angajatorii, se vor putea autentifica în sistem prin două metode. Deci, prima metodă este logarea cu numele de utilizator, adică login-ul și parola, ceea ce a fost și în versiunea veche a sistemului. Și a doua metodă de autentificare este prin semnătura electronică utilizând serviciul guvernamental de autentificare M-PAS. Cu referire la accesarea prin serviciul M-PAS, vreau să vă spun că aceasta va fi disponibilă odată cu lansarea pe mediul de producere a serviciului M-Notify, deoarece aceste două sisteme sunt interdependente.
Deci autentificarea prin login și prin parolă are loc după înregistrarea individuală pe portalul AccessPass, care este disponibil pe pagina electronică oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale și a doua după depunerea unei cereri pe suport de hârtie la una din structurile teritoriale ale Casei Naționale. Deci, iată, avem o interfață cu privire la accesarea datelor din contul personal de asigurări sociale. Deci, este important de menționat că toate cele persoane asigurate, care la etapa actuală deja dețin parola de acces la contul personal de asigurări sociale, ei pot utiliza parolele date pentru accesarea contului personal în noul sistem. Deci, pentru persoanele care vor să se logheze în sistem prin intermediul M-PASS cu semnătură electronică, deci ei sunt obligați să acceseze butonul accesarea sistemului prin să selecteze butonul accesarea sistemului prin M-PASS. Pentru persoanele care nu dețin semnătura electronică și nu dețin nici parola de acces eliberată anterior de către Casa Națională, deci ele pot să facă o auto-înregistrare pe site-ul Casei Naționale de Asigurări Sociale. Deci auto-înregistrarea utilizatorilor este una simplă, deci persoana asigurată introduce codul de identitate din buletinul de identitate, introduce numele, prenumele și adresa de e-mail, după care selectează butonul înregistrare. Deci după înregistrarea respectivă, persoana se apropie la oricare structură teritorială a Casei Naționale, unde imediat primește parola de acces la contul personal. Spre deosebire de sistemul actual, noul sistem îmbunătățit în calitate de login poate fi utilizat nu doar codul personal de asigurări sociale, adică codul PAS care era utilizat în sistemul vechi. Deci paralel loginul în calitate de login poate fi și codul de identificare al persoanei din buletinul de identitate, precum și adresa electronică, adresa de e-mail a persoanei asigurate. Deci autentificarea prin serviciu M-PASS, după cum am mai spus, va fi în curând disponibilă. Și prin serviciul M-PASS se vor putea autentifica acele persoane care dețin semnătură mobilă sau semnătura electronică sau buletin de identitate electronică. Și acum cu referire la informația care poate fi vizualizată la contul personal în sistemul actual, deci persoana asigurată în contul personal poate vizualiza datele cu privire la angajator, adică entitatea unde este angajată persoana, datele cu privire la fondul de retribuire a muncii declarat de către angajator, adică venitul asigurat al persoanei, datele cu privire la contribuțiile de asigurări sociale declarate și achitate de către angajator, deci acestea sunt niște date foarte importante care stau la baza stabilirii tuturor prestațiilor de asigurări sociale. Desigur că informația cu privire la cuantumul prestațiilor de asigurări sociale plătite, adică toate persoanele asigurate care beneficiază de o anumită prestație, poate fi pensie, poate fi indemnizații, deci informația despre datele respective se regăsește în contul personal al persoanei. Și informația cu privire la activitatea de muncă ale persoanelor asigurate pentru perioada de până la 1 ianuarie 99. Deci în sistemul informațional vechi persoanele nu aveau oportunitatea respectivă. Deci noul sistem îmbunătățit permite accesarea datelor cu privire la activitatea de muncă până la 1 ianuarie 1999. Adică datele din carnetul de muncă al persoanei asigurate care au fost scanate de către Casa Națională de Asigurări Sociale și ulterior introdusă informația în contul personal de
asigurări sociale. Deci cam astea sunt datele care vor putea fi accesate. Și în următorul slide avem posibilitățile de accesare în cabinetul personal al persoanei asigurate. Deci aici sistemul mai oferă câteva posibilități cu referire la selectarea prestațiilor de asigurări sociale, adică persoana asigurată ar putea forma un extras din contul personal care să reflecte doar datele cu privire la prestațiile de care a beneficiat într-o anumită perioadă. Deci sau selectarea separată a extrasului din cont care include doar datele despre relațiile de muncă, sau selectarea datelor pe un anumit angajator în cazul persoanelor care concomitent activează la mai multe entități economice sau care anterior au activat la alți angajatori, deci pot selecta pe fiecare angajator separat datele. Deci o altă oportunitate a sistemului este accesarea datelor angajatorului. Deci vreau să menționez că acele persoane asigurate care dețin parolă de acces la contul personal sau care accesează datele din contul personal cu semnătură electronică, deci accesând contul personal, în cazul în care persoanele sunt înregistrate ca reprezentant al unei entități economice, deci persoana poate verifica și datele din contul curent al plătitorului, adică se verifică starea contului personal. Deci contul personal al plătitorului poate fi vizualizat de către conducătorul întreprinderii sau persoana care este contabil șef în cadrul entității respective. Deci cam asta este o scurtă prezentare succintă a noului sistem informațional. Deci încercăm să răspundem la întrebări. Ne-au venit careva întrebări deja. Da, întrebarea ar fi de genul că persoana oricum trebuie să prezinte la Casa Națională pentru a ridica parola. Deci, pentru, dat fiind faptul că datele care se conțin în contul personal sunt date cu caracter personal, informația face parte din datele cu caracter, este confidențială, de aceea persoana trebuie să confirme prin documentul de identitate că el într-adevăr este posesorul sau este persoana care poate să-și vizualizeze datele din contul personal, dar imediat la adresare la casa teritorială, la unul din oficiile casei teritoriale, parola se eliberează persoanei imediat. Deci, fără a depune o cerere prealabilă sau există metoda de autoînregistrare sau de adresare imediată la casa teritorială care se eliberează parola de acces. Cineva ne întreabă care ar fi costul serviciului dat. Eu vreau să vă spun că Casa Națională permanent a eliberat parole de acces la contul personal și deci ne întreabă că compania cândva a fost înregistrată și a primit parole, deci cu adevărat Casa Națională până acum a distribuia parole de acces nu doar la adresarea persoanei fizice, individual la casa teritorială, dar și prin intermediul angajatorului. Deci atunci când angajatorul vrea să primească parole de acces la contul personal, deci se face o simplă solicitare la Casa Națională prin care se comunică că se dorește atribuirea parolilor, după care reprezentantul Casei Naționale se deplasează la întreprindere și prezintă, distribuie fiecărui angajat contrasemnătură parola pentru accesarea contului personal de asigurări sociale. Deci mai multe întrebări nu au parvenit.
Deci nu mai văd. Dacă se permite, deci cu un cuvânt de încheiere vine și de mulțumire, vine doamna director general al Casei Naționale, doamna Elena Țibârnă. Onorată asistență, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența online la acest eveniment. Cu certitudine, sistemul informatic acces CPAS este o realizare importantă pentru Casa Națională de Asigurări Sociale, pentru mediul de afaceri și, nu în ultimul rând, pentru cetățeni. Și pentru acestea aduc sincere mulțumiri programului USAID Moldova pentru suportul și pentru sprijinul pe care l-am avut din partea partenerilor noștri în dezvoltarea sistemului informațional acces CPAS. Și cu siguranță acest sistem va fi accesat cu mai multă încredere de către cetățeni și chiar periodic până la data adresării la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale și a obține un drept la o prestație de asigurări sociale. Vă mulțumesc foarte mult și dorim partenerilor noștri și nouă în continuare succes!